Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat prin 112 de un bărbat în vârstă de 61 de ani despre faptul că persoane necunoscute au sustras din locuința mamei sale mai multe bunuri. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Vânjumare, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că noaptea trecută niște persoane necunoscute au pătruns în locuința unei femei, de unde i-au sustras mai multe bunuri. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat de un bărbat de 61 de ani despre faptul că persoane necunoscute au sustras din locuința mamei sale mai multe bunuri. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Vânjumare, în urma verificărilor efectuate, stabilindu-se faptul că în noaptea de 28-a-2-a spre 1-a-3-a-2022, persoane necunoscute au pătruns în locuința unei femei, de unde au sustras mai multe bunuri. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Vânjumare, au fost identificați autorii furtului, doi bărbați în vârstă de 24 de ani și 30 de ani, ambii din județul Mehedinți. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Vânjumare, în vederea luării unei alte măsuri preventive. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.